dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Doamna Tamara, da? Bine m-am găsit, doamna Tamara. Uitați-vă, noi am zis la dumneavoastră cu mică surpriză. Vă aduce bucurie în casa dumneavoastră, zâmbitul pe buze. Cred că am reușit și asta. Și în primul rând vreau să vă mână acest buchet imens de frumos pentru dumneavoastră, ca să vă aducă doar zâmbitul pe buze. Așa, aceste fructe sunt vitamine pentru dumneavoastră, să vă mențineți tot așa frumoase cum sunteți acum. Așa. Iar băutura ca să sărbătoriți împreună cu familia, cu prietenii, da, țineți rog. Dar la cine crezi că poate să fie așa surpriză? Nu știu, idei n-am. Nici nu trebuie să puneți. Bine, vă spun eu. Este din partea ficiorului dumneavoastră. Exact, care e din partea ficiorului anororii dumneavoastră și a nepoților, care vă transmite un sincer la mulți ani, să fiți sănătoase, mereu cu zâmbitul pe buze și să treceți toate obstacolele vieții doar cu bine și cu noroc și să nu știți din necazuri. E foarte mult regretă că n-a putut să mâine această surpriză personal, dar cu inima și cu gândul este mereu lângă dumneavoastră și dor de casă părintească, sigur că. Și dacă aveți dumneavoastră ceva să-i transmiteți ficiorului? Ce să-i transmitem? Salutări de la noi, de la Moldova și mult sănătate și mai des, da, să intre mai. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.